Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit pe canalul meu și vă salut de aici de la grădină. Am venit un pic mai de dimineață la grădină, că astăzi sunt acasă și vreau să mă apuc repede să mai ud plantele, să stropesc cartofii, că am luat aici o soluție, imediat vă arăt, am luat o soluție să stropesc cartofii pentru gândaci, pentru că deja au început să apară gândacii și mi-i mănâncă, deja dacud abia au început să iasă și deja mi-i mănâncă și nu aș vrea să întâmple asta. Vreau să îngrijesc panul ăsta, să îngrijesc mai bine. Mai am multe de făcut, aș vrea să plantez restul de plante pe care nu le-am plantat. Trebuie și alea plantate, că dacă nu se îngălbenesc, se strică și nu e bine, că n-am dat bani pe ele și trebuie să le pun. În fine, mai întâi aș vrea să stropesc cartofii, pentru că nu bate nici vântul, e numai bine. E o vreme frumoasă și astăzi. Am aici soluția asta pentru insecte. E cam pentru toate plantele, așa, în mare parte, dar e special mai mult pentru cartofi, pentru gândacii de colorado. Am să pun, vine cam între 1 și 3 ml pentru litru de apă. Am aici ăsta, pulverizatorul ăsta, am să pun aici câteva picături și mă duc să stropesc cartofii. Mi-ajunge ăsta pentru cartofii care i-am eu. Eu până acum n-am mai folosit așa ceva pentru cartofi, pentru gândaci, dar anul ăsta am văzut că deja de-abia au început să iasă și deja au început să apară gândacii. Și nu aș vrea să se întâmple să rămân fără cartofi. Bă, e ceva, o pipetă asta. Stai că nici nu știu cum să folosești. Mă nervează și mușculițele astea. E normal, trebuia să am mânuși. Dar te spun că o picătură din asta e un mililitru. Deci trebuie să pun 3 mililitri, 6 mililitri la 2 litri de apă. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Gata. Te spun că e de ajuns. Pe aici mai mult de 15 ml, mă. O să pun până la 15 ml. Da, și asta însemna 15 ml. Nu înțeleg dozajul. Ia să vedem dacă a făcut ouă găinușile pe astăzi. Ia uite cum așteaptă, le așteaptă tot timpul să le dau să mănânce, da, au mâncare. Dar așteaptă așa, tot timpul. Hai. Plecați de aici, ia. Hai să nu iasă astea. Hai să vedem ce. Bă, se pare că avem ouă. Se pare că avem ouă aici, doar două. Bă, doar două, mă. Bine, de vreme. E de vreme, că am luat și ieri ouă. E de vreme. Da.
E un casino și aici. E mizerie, te-ai făcut cura la el. Da. Uite mă, s-a pus pe cuibar deja, asta ce vrea. Trebuie să vedem că ele mai au un coteț aici. Asta e coteț de câine. Dacă câinele n-a vrut să stea în el, l-am pus la găini. Bine, l-am pus, uite, un ou și aici. E încă de vreme să mai ouă. Ia uite, mâncare au, apă au acolo. A, uite, aia e goală, da. Trebuie să mai cumpăr mâncare. Și am să le dau niște pâine, să le pun pâine la moiat. Și am să le dau, deci trei ouă, trei ouțe. Uite-le, bă, 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 bă. Poc, o să vă dau și verdeat. Să vedem, să vă culeg niște buruian. Să vă pun niște pâine la muiat. Uite așa, că avem aici. Avem pâine, mă, tata. Deci punem pâine la muiat. Punem aici în găleat. Ia uite-le. Punem pâine la muiat, nu? Avem pâine. Așa, ok, o să lăsăm la muiat pâinea aia și le arunc să mănânce. Așa că am depus restul de plante, adică am aici castraveții, două soiuri, ăștia sunt castraveți medii și ăștia sunt lungi. Și mai am aici dovleci, stai că ăsta e dovleac și ăla e castraveți lungi, dar ăsta e dovleac, dovleac și ăsta la fel e tot dovleac. Aici. Și aici avem roșii de astea, sherry. Da, sherry. Și aici pepene galben, ăsta trebuie să le pun și pe astea. Când am terminat să le pun și pe alea. În fine, mă duc să pun folia, am aici folia. Și ne punem pe treabă. Pentru că data trecută n-am reușit să termin să pun folia toată și tuburile prin picurare. Doar le-am montat așa, dar nu le-am întins și trebuie să întind și folia. A început să bată soarele, să fie cald. Chiar se stă, momentan se stă bine, nu e cald rău, nici frig, e numai bine. Deja a venit căldura, am transpirat tot, dar în sfârșit am reușit să pun și folia la rândurile astea două. Mi-a ajuns aproape exact folia pentru două rânduri și să vedem dacă vi ajung astea două rânduri pentru toți castraveții pe care i-am aici, ăștia. Între timp am plantat și plantele de pepere galben care mi-au mai rămas. Am venit până undeva pe aici. Nu, aici e ultima plantă, dar sunt foarte micuțe momentan, dar o să
o să înceapă ele să dezvolte. Și de aici încolo o să pun castraveți pe rândul ăsta și pe rândul ăla o să pun tot castraveți. Așa că mă apuc repede să le plantez. Nu prea mai filmez așa mult pentru că sunt în criză de timp și vreau să termin cât mai repede. Măcar castraveții ăștia să-i plantez și mai am roșiile pe care și alea vreau să le plantez. Și după aceea voi vedea în altă zi, pentru că 2-3 zile nu o să fiu pe aici. Și de asta am alte treburi. Am un botez, trebuie să mă luau un botez și nu o să fiu pe aici și îți dai seama că bine, e Marius, are el grijă restul. Dar plantele aș vrea să le pun eu, care au mai rămas. Bine, să le pun cu el. Eu știu, să vedem, poate pune el ceapa, că mai avem ceapă, vrem să mai punem ceapă lângă asta pe care o avem aici. Mai punem iar niște ceapă, arbagic punem, ca să mai iasă ceapă. Că e bună ceapa și o să iasă încolo, chiar dacă am pus-o acum, o punem acum, o să iasă până la toamnă. Asta care e aici o să iasă peste câteva, peste o lună, două, o să fie ceapă bună. În fine, hai să nu mai stau la vorbă, să mă apuc repede să plantez castraveții. Nu știu dacă o să filmez prea mult pentru că nu am timp, am criză de timp, deși acum mai stau și de vorbă. Buddy, ce ai? Pe acolo. Momentan nu poți să te scot. Ești la umbră, stai bine acolo. Nu poți să te scot. Nu poți să te scot că tu faci răvajii în grădină, sar gardul. Mai pe seară te scoate Marius și te plimbi după aia, dar nu în grădină, te plimbi acolo, în grădinița aia, în locașul ăla. În grădină nu mai poți să mai intri, te faci prostii. Și aici avem plante. Thank you.
Așa că am reușit să plantez plantele de castraveți. Aici am o rând numai de castraveți. Iar aici e jumate-jumate, jumate castraveți, jumate pepene galben. Acum trebuie să le ud și cam atât pe ziua de azi. Dar înainte de toate aș vrea repede să plantez și dovlecii, pentru că ea nu i-am plantat, dovlecii din aia tip de Halloween, dovleci de aia galbeni care se coc, așa și roșiile astea, am roșiile astea aici, roșiile astea cherry, care o să le plantez aici în partea asta, iar dovlecii am să-i plantez aici, deja mi-am pus foara, mi-am luat ustensila de lucru, așa, și ne apucăm de treabă. Că în sfârșit am reușit să le plantez pe toate ceea ce am vrut eu să plantez. Am plantat roșiile aici, am plantat dovlecii aici. Acum rămâne decât să le ud repede, să le pun puțin apă. Și cam asta e tot pe ziua de azi, pentru că trebuie să mă grăbesc, că trebuie să și plec. Cam alte treburi pe acasă, după cum v-am spus și mai devreme. Așa că o să închei clipul aici. Nu am făcut mare lucru nici astăzi, pentru că mă stresează timpul, mă presează prea mult, nu prea am timp, dar ușor, ușor le facem pe toate, ușor, ușor. Mai e de plantat, mai e de plantat iar ceapă, mai e de plantat fasole, mai avem de plantat să mai plantăm niște fasole, că mai avem loc, mai avem spațiu. Ceapa o să vină undeva pe acolo, ce vrem să mai plantăm din ceapă, deci locul ăla va fi pentru ceapă. Iar aici va fi locul pentru fasole și eu știu să vedem ce mai avem de ce mai vrem să mai plantăm noi, ce mai, dacă ne mai rămâne teren. Dacă nu ne mai rămâne, vedem. Nu e problemă. Oricum, teren mai e o leac. Mai avem pentru fasole, mai avem destul teren. Deci mai și rămâne și pentru altceva să mai plantăm. Dar acum vedem ce vrem să mai plantăm noi. În fine, cam asta este tot, oameni buni. Dacă apreciați munca mea, nu uitați să lăsați un like, dacă v-a plăcut ceea ce am postat, ceea ce ați văzut.
Lăsați și voi comentariile voastre, cu părerile voastre, mă ajută foarte mult părerile voastre, să spuneți ce vreți să mai vedeți și dacă v-a plăcut. Eu știu dacă e ceva care nu e bine, apreciez și sfaturile voastre, dacă aveți un sfat. Așa că lăsați un like, dați o distribuire să vadă și prietenii voștri și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Da, știu, nu mi-am făcut nici barba. Astăzi îmi fac și barba, trebuie să mă și tund. Deci o să mă... Nu o să mă mai vedeți așa în alte clipuri. Dar nu am avut timp, asta e, timpul m-a presat. Așa că ne vedem cu bine până data viitoare. Pa, pa, oameni buni, numai bine, sănătate, pa, pa!